Onești, Zâmbet, Cald, pe harta țării. V-am spus că ajungem cu surile și trâmbii de la Onești, la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, iar domnul Ionuț Tenie, directorul acestei instituții, cu noi în matinal. Bună dimineața, domnule director! Bună dimineața și mulțumesc pentru frumoasa prezentare, dar și pentru invitație. Mulțumesc, păi vă citesc, știți unde sunt? Sunt la dumneavoastră acasă pe Facebook, Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești. Când sunteți plecat la radio, eu sunt acasă la dumneavoastră. E foarte ușor să ajungem la dumneavoastră, chiar și virtual, zic. Mă bucur să aud asta, mai ales că avem foarte multe evenimente în online în această perioadă. Așa cum aș și spus că v-ați uitat pe pagina noastră, probabil ați văzut că săptămâna trecută am avut evenimentul anual nocturn a bibliotecii, am lansat și un site, avem rezultate bune ca și instituție de cultură în domeniul IT. Și probabil o să mă întrebați dumneavoastră mai mult. Da, păi a vuit presa, nocturna Bibliotecii Municipale din Onești, un succes online. Și noi, hop și noi, Petronela Cotea Mihai, colega mea, imediat v-a sunat, veniți la radio. Bineînțeles că vin, mulțumim că întotdeauna sunteți cu noi. Cum a fost cu nocturna? A fost foarte, foarte interesant, să spun. La final a ieșit și foarte bine, mai ales că este pentru prima dată când noi organizăm acest eveniment, Nocturna Bibliotecii, în spațiul online, dar se pare că ne-am mobilizat și am reușit să organizăm chiar și în acest spațiu multe proiecte culturale, artistice și educative pentru toate categoriile de vârstă și la finalul zilei am văzut că foarte mulți utilizatori au intrat pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul bibliotecii, bibliotecaonești.ro, unde le-am pregătit foarte multe materiale, recenzii de carte, concursuri interactive, multe fotografii din istoria Oneștiului și a județului Bacău. A avut loc și deschiderea stagiunii artistice 2020-2021. Ați avut momente muzicale de chitară? Exact, care s-au bucurat de altfel de un deosebit succes împreună cu partenerii noștri de foarte mulți ani, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, filiala Piatra Neamț. Talentații studenți de la această facultate au pregătit câteva momente muzicale și acest lucru a culminat și cu deschiderea stagiunii, chiar dacă online de data aceasta. Vă rog mult, mult de toți, cu bunăvoința dumneavoastră, aș vrea să se audă astăzi la radio despre proiectul Navigator 50+. Da, este un proiect de suflet al bibliotecii, da. Are mai bine de 10 ani de când a debutat, este organizat de secția de informatizare din cadrul Bibliotecii Radu Rosetti. Sunt două colegi foarte dedicate acolo, Olivera Gâșfan și Alina Tenie. Olivera este coordonatoarea acestui proiect, iar an de an, cel puțin atât timp cât s-au putut desfășura fizic în cadrul bibliotecii, foarte multe persoane de vârsta a treia s-au înscris pentru că lor le este dedicat acest proiect. Pe scurt, îi învățăm pe cei în vârstă și nu numai, da, să folosească calculatorul, să se conecteze la internet, în acest fel facilitându-le, nu știu, o comunicare mult mai rapidă cu cei dragi care poate sunt plecați peste hotare, sau astfel pot afla multe lucruri interesante, pot citi în mediul online și se pot conecta ca și o comunitate locală. Domnule director, sper din suflet că echipa Kids for Coding Onești cu doamna coordonator, doamna Alina Tenie, sunt cu noi oamenii ăștia frumoși pentru că avem aplauze pentru ei. Au luat premiul întâi cu un proiect. Se numește Panou Solar, proiectul simplu. Premiul întâi, să-mi spuneți dumneavoastră la ce târg? Da, este vorba de Târgul Regional de Științe, de altfel un proiect foarte important la care biblioteca noastră a aderat în urmă cu 2 ani, în anul 2018. Pe scurt, noi am vrut să încurajăm viitorii de tehnologie și experimente și am vrut să creștem gradul de educație și să contribuim la dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor din mediul rural și urban mic
și în acest fel, împreună cu Fundația Progres, pentru că ei sunt părinții acestui târg, CodeKids România și Simplon România, au pregătit un nou format de eveniment. E vorba de CodeKids Fest 2020, Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii, care a avut loc pe 12 noiembrie, unde au participat mai multe echipe de elevi, tot coordonate de biblioteci din Moldova. Așa cum vă spuneam, evenimentul s-a desfășurat online pe platforma Hopin și a adunat copii de gimnaziu, echipe de tineri liceeni, care au dezvoltat proiecte într-o competiție de proiecte digitale sau tehnologice. Târgul Regional de Știință și Tehnologie a reunit copii și bibliotecari din Neamț, Bacău și Galați, trei dintre cele 19 județe din România unde se desfășoară proiectul CodeKids, copiii fac coding în bibliotecile publice. Trebuie să mai menționez că acest târg a fost organizat de Biblioteca Județeană Neamț, iar noi, cei de la Radu Rosetti, am fost coorganizatorii ai acestui eveniment și, într-adevăr, cu emoții, dar și curaj, copiii de la Onești au reușit printr-un proiect foarte interesant. Dacă intrați pe biblioteca onești.ro, da, veți vedea proiectul câștigător, panou solar, iar astfel ei s-au calificat pentru Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii, care va avea loc la începutul lunii decembrie, tot online. Vă ascultam cu foarte multă atenție și veneau așa toate emoțiile copiilor spre mine. Mi-închipuiam când au aflat ei că au premiul întâi, Doamne, Doamne! Da, ei au fost foarte, foarte emoționați, dar să știți că au fost și implicați, ușor dezamăgiți pe parcursul realizării acestui proiect. Au fost momente când au greșit, poate, sau nu le-a ieșit o anumită programare, dar satisfacția a fost și mai mare când proiectul a fost finalizat, funcțional și iată și premiat în cele din urmă. Domnule director, vă rog frumos, am așezat covorul roșu. Pentru că momentul cel mai așteptat de la Nocturn a fost, de fapt, lansarea noului site al Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, www.bibliotecaonesti.ro. Să vă fie de bine! Da, suntem foarte bucuri și am fost foarte emoționat pentru că am lucrat foarte mult la realizarea acestui site, nu doar pentru oneșteni, ci pentru toți iubitorii de cultură din toată țara, mai ales că avem și conținut deja. Cei care accesează biblioteca onești.ro au ce să facă, nu se vor plictisi și încă lucrăm pentru că mai avem foarte mult conținut de plasat în acest site. Vă spuneam că da, ne-am dorit foarte mult pentru că acesta este viitorul, vedeți și situația actuală, dar mai ales noi, că nu mai suntem o simplă bibliotecă, am devenit un centru zonal de cultură. Vrem să încercăm toate variantele și să-i aducem pe utilizatori, pe cei care în alte condiții vizitau frecvent biblioteca noastră, să o poată face, chiar dacă nu fizic, prin intermediul acestui site. Astfel avem foarte multe proiecte, de la recomandări de cărți, cuvântul săptămânii, expresii explicate, like pentru gramatică, avem un submeniu care se adresează istoriei locale, unde vom pune periodic tot felul de materiale, fotografii despre Oneștiul vechi și despre județul Bacău. Cei interesați ne pot recomanda sau pot scrie chiar tot felul de articole pe care noi le putem publica și multe altele se găsesc aici. De asemenea, toți cei care vor să vadă dacă Biblioteca Rosetti are o carte și vor să o împrumute, o pot face foarte simplu acum. Avem chiar pe prima pagină, caută cărți în catalogul online. Dacă accesezi acest meniu, vei putea vedea cărțile care se află în Biblioteca Radu Rosetti. Nu mai trebuie să vii la bibliotecă, ți le poți rezerva și noi ți le vom trimite prin poștă sau eventual le vom rezerva până când vei avea timp să ajungi la bibliotecă. Eu sunt aici, pe bibliotecaonești.ro. Într-adevăr, în colțul stânga sus, caută cărți în catalogul online. Vreau să vă felicit. Site-ul arată fabulos. Nu știu cum ați făcut, cum n-ați făcut, nu știu cine v-a ajutat, cine nu v-a ajutat, cât timp, cât nervi au fost acolo și ce nebunie.
dar site-ul arată extraordinar și imaginele astea cu Oneștiul surprins așa de sus în toată splendoarea, extraordinar. Așa cum știți, o instituție serioasă de cultură are și colaboratori serioși și pe această cale vreau să-i mulțumesc unui prieten de al bibliotecii, Dan Ghima. El ne-a realizat grafic acest site, iar fotografiile sunt făcute tot cu drona din dotarea Tâmpsului, pentru că avem și fotografii de sus cu instituția bibliotecii și multe altele, așa că mulțumim și Fox Black Art pentru realizarea acestui site. Da, e simplu de ajuns la dumneavoastră, www.bibliotecaoneștia.ro. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați fost cu noi în această dimineață. Venim acolo la dumneavoastră acasă, acum în casă nouă, domnule director. Aveți și casă mai veche și casă nouă și bineînțeles că ne place mai mult în casa nouă, dar e foarte, foarte ușor de ajuns la dumneavoastră. Pe final de an, pregătiri ce faceți? Îi mai bucurați pe copii, pe seniori, comunitatea? Cum vă mai conectați? Da, noi încercăm tot timpul să facem câte ceva pentru comunitatea noastră și încercăm ca în luna decembrie, dacă regulile ne vor permite, măcar cu 30% poate din capacitatea țării, să organizăm și fizic un concert în cadrul stațiunii muzicale. Dacă nu, îi provocăm pe cei interesați să acceseze zilnic, pentru că noi zilnic postăm pe site-ul bibliotecaoneș.ro tot felul de articole interesante, recenzii, vernisaje, expoziții. Iată, dacă veți accesa site-ul nostru, o să vedeți o expoziție foarte frumoasă de pictură, de pasteluri și încercăm să aducem ceea ce avem în bibliotecă prin paginile acestui site. Domnule director, salutăm și îmbrățișăm echipa. Bravo, 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 ne înclinăm jos pălăria, ce să mai zic, să fie bine și întotdeauna să vă păstrați obiceiul bun, să treceți și pe la noi cu veștile cele mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată pentru cuvintele frumoase și vreau să reamintesc faptul că Radio Iași și TVR Iași sunt și vor rămâne partenerii noștri de încredere pe partea media, mai ales că, dacă nu știați, ați fost prezent și la Târgul Regional de Știință ca și partener media instituției noastre. Mulțumim din suflet că ne luați peste tot, știam eu că ne luați peste tot pe unde mergeți. Vă mulțumim, salutați echipa, salutați copiii, salutați pe toți. Da? Vedeți că îi întreb, le dau telefon și îi întreb. Dacă salutați, vă mulțumesc tare, tare mult. Domnul Ionuț Stenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, județul Bacău, bineînțeles, a fost cu noi. Doamne, câte minunăți se întâmplă acolo la Onești. Puteți intra, am intrat. Eu sunt aici pe site bibliotecaonești.ro, arată într-un mare fel și să știți că permisul la bibliotecă, la orice bibliotecă din țara asta, este în continuare gratuit.